Ministrul Muncii Raluca Turcan vine cu o replică pentru Marcel Ciolacu după ce acesta a spus că nu există sporuri de 85% pentru unii angajați la stat. Turcan spune că liderul socialdemocraților ar trebui să citească mai mult de un articol înainte de a-și da cu părerea. Nu mă aștept ca Marcel Ciolacu să cunoască legea salarizării. Se poate vedea lesne că ai un articol care plafonează sporurile la 30% din salariul de bază și câteva articole mai jos apar excepțiile. O lege care trebuia să aducă un sistem unitar în sistemul de salarizare publică a ajuns să fie bătută de excepții care creează inechități. Or, lucrul acesta nu e firesc să continue în sistemul public. Ministrul Muncii spune că sporurile nu vor depăși 20% din salariul de bază în noua lege a salarizării. Sporurile trebuie să reprezinte, de fapt, motivații suplimentare pentru angajați, fie pentru că prestează activități deosebite, fie pentru a-i motiva și mai tare și acestea să nu depășească 20% din salariul de bază. Într-o intervenție televizată recentă, ministrul Muncii a dezvăluit informații halucinante și despre veniturile și pensiile angajaților la stat. Există persoane cu venituri lunare de aproximativ 50.000 de lei, dar și foști angajați care au o pensie de aproape 40.000 de lei, în condițiile în care pensia minimă în România este de doar 800 de lei. Sunt și salarii de 50.000 de în mână. Da, sunt. Pe puțin. Nu salarii, venituri. Dar vreau să știți că și în sistemul de pensii publice, cea mai mare pensie e aproximativ 39.000 de lei. N-aș vrea să încep să spun instituțiile, pentru că după aceea o să ne trezim cu reacții adverse. E o categorie profesională respectată.